strada Columna. Era aici cândva o clădire veche, poate chiar monument de arhitectură. Primăria a autorizat în 18 să fie desfințată clădirea. Și vedem că șantierul afișează doar panoul ăsta informativ despre desfințarea clădirii Celia. Dar când, cum, în ce bază a apărut noua construcție? Greu de spus. Dar cum avem instituții de stat mafiotizate, nu doar primăria Chișinău, dar și inspecția aceea în construcții, poftim pojalul ăsta. Și mă mir că numai 3 etaje fac. Sau e posibil să urci mai sus? Nu văd macara, nu-mi dau seama. Văd că acolo au mai înalte armaturi. Deci o să mai ridice niște etaje, cel puțin în partea aceea. Dar și aici văd că sunt înalte, ce o să fie? Cel puțin mansardă. Și uite ce fel de schelă au acolo, că nu-i protejată deloc. Probabil e și de interesul inspecției muncii. Văd acolo pe șantier un paznic sau un muncitor fără măsuri elementare de protecție. Și toate etajele unde văd instrumente de lucru n-au balustradă, n-au margine de protecție. Și oamenii ăștia pot oricând să cadă, să stâlcească sau chiar să moară. Și după aceea se ceară de la stat asistență, ajutor. Ajutor, ne-am stâlcit la muncă. Dar unde ți-i casca? Unde ți-i bocanci? Unde ți-i centura cu legătoare? Dar dacă ei încalcă toate normele despre construcții, de ce ar respecta legea despre protecția muncii? Și uite așa, centrul capitalei, strada Columna, o junglă urbană, unde toți rechinii imobiliari fac ce vor. Măgăoaia asta de șantier are o grămadă de informații comerciale despre cum să-ți cumperi oficiu aici sau locuință. Se numește Complexul Rezidențial Eminescu. Chiar dacă se află și pe strada Columna și pe strada Alexandru cel Bun. Dar nu are niciun panou informativ despre șantier. Uitați-vă, chiar și oficiu comercial pe colț, o gheretă. Dar nu are nicio informație despre șantier, cine și în ce bază construiește. E clar că probabil nu au autorizații pentru această construcție, n-au proiectul legal, deci dacă ei nu respectă norme elementare despre construcții, despre șantiere, cum vă imaginați că ei să respecte drepturile pietonilor acolo pe trotuar, drepturile muncitorilor pe șantier? Cum credeți că ei respectă normele de armatură și ciment acolo, în beton? Nu e așa că la primul cutremur poate să ia foc? Nu e așa că nu se face nicio parcare subterană și o să fie mare înghesuială de mașini de acum încolo în intersecția asta și nu doar pentru biroul de pașapoarte care e aici mai la deal sau pentru filarmonică, biroul de pașapoarte e mai la vale, dar o să vină și la complexul lor rezidențial Eminescu, unde o să stea tot felul de boieri și scârbe.